Cum v-am spus, premierul Ludovic Orban în studioul Digi24. Bună seara, domnule prim-ministru. Bună seara, domnule Prelipceanu. Mulțumesc de invitație. Salut telespectatorii care ne urmăresc. Care dintre măsuri vor fi valabile de luni încolo? Toate măsurile. Toate, adică școlile online? Da. Toate școlile din România trec în scenariul roșu, indiferent de incidență. Da, indiferent de incidență. Timp de? Practic sunt măsuri care sunt luate, ținând cont de situația efectivă în care ne găsim și pe baza unor evaluări care au fost făcute de specialiști privind incidența cazurilor, unde sunt activitățile și locurile unde există cel mai mare număr de îmbolnăviri. Și pe de o parte sunt măsuri de protecție, cum este măsura de a institui obligativitatea portului măștii în spații deschise și închise peste tot, indiferent de incidență. Vă dau un exemplu. Poate foarte bine un grup de oameni din Zalău, să spun, să se ducă într-o localitate cu o incidență redusă. Se pot duce la restaurant, că acolo e deschis restaurantul, să spun, și se transmită boala respectivă dacă nu există obligativitatea portului măștii. 30 deci, de zile, obligativitatea portului măștii este o măsură care nu am instituit-o numai noi. Sigur că noi am încercat să o instituim gradual, acolo unde există, țineți minte că am mers pe un sistem de evaluare a depășirii unor praguri, 1,5 la mie și 3 la mie. Se pare că nu e suficientă și din acest motiv am decis să instituim această obligativitate a portului măștii. Un alt loc, să spun, de infectare este transportul public, care este fie transport urban, fie transport intrajudețean în interiorul județelor, fie interjudețean. Pentru a reduce răspândirea virusului pe transportul public, sunt gândite măsuri de trecere în telemuncă a tuturor angajaților care pot să lucreze în telemuncă, pe de o parte, pe de altă parte, instituirea obligativității de a începe programul la ore diferite. O parte dintre angajați să înceapă la 8, o parte să înceapă la 9, o parte să înceapă la 10 sau la 7, 8 și 9. Sigur, acolo unde este posibil. Sunt linii de producție unde e complicat să ai program decalat. Aici prefectul împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă va trebui să discute cu angajatorii să facă un plan de etapizare a începerii și încheierii activității. Evident, atât pentru instituții publice, cât și pentru instituții, pentru companii private. De asemenea, o altă măsură importantă este măsura organizării activității școlare online, care este luată din două motive. Un motiv este legat de siguranța copiilor. Al doilea motiv este legat și de faptul că foarte mulți copii, în special adolescenți cu vârsta de până în 18 ani, chiar și dacă contractează virusul, nu sunt simptomatici. Sunt asimptomatici. Ei devin purtători ai virusului și transmit virusul fie către alți colegi, care la rândul lor pot să-l transmită către părinți, către bunici și să asigură răspândirea virusului. Practic, noi avem două modalități, să spunem, trebuie să acționăm asupra două categorii, domnul Prelipceanu. O categorie sunt persoanele de contact. Persoanele care au intrat în contact cu persoane care au fost diagnosticate pozitiv, care pot fi identificate în anchetele epidemiologice, se poate dispune măsura izolării la domiciliu, a carantinării la domiciliu sau la altă locație, astfel încât să împiedicăm ca acești posibili purtători de virus să intre în contact cu alți oameni. Pe de altă parte, există persoane într-un număr destul de mare care sunt asimptomatici, care nici măcar nu cer diagnosticarea, pentru că nu se încadrează în definiția de caz, că n-au niciun simptom. Și sunt mulți, un procent semnificativ de
persoane care sunt infectate și care sunt asimptomatici. Ca să reduci transmiterea virusului de către asimptomatici, trebuie să iei astfel de măsuri de protecție, de limitare a contactelor apropiate, a interacțiunilor sociale, prin astfel de măsuri de restricție, care ați văzut că, deși noi am luat o serie de măsuri de restricție, ținând cont local, ținând cont de nivelul de răspândire a virusului în comunitate, sunt necesare aceste măsuri suplimentare. Pentru că rezultatele celorlalte nu sunt satisfăcătoare. Nu au reușit să oprească creșterea. Nu au reușit să oprească creșterea. Nu au reușit să oprească creșterea. După mai mult de 2 săptămâni. Da. Bun, acum aș vrea să spunem realitatea despre ceea ce se întâmplă. Dintre țările Uniunii Europene, România este pe locul 17 ca și nivel de infectare. Deci sunt 16 țări unde nivelul de infectare este mai mare. Asistăm la un val epidemic, un val 2, așa cum a fost intitulat, un val care a afectat toate țările europene. România nu se află pe primele locuri ca nivel de răspândire. Dimpotrivă, suntem pe locul 17. Un val 2 despre care președintele Franței spune că depășește și cele mai pesimiste așteptări. Da, și cele mai pesimiste așteptări. Uitați-vă la numărul de cazuri care au fost în Franța, în Spania, în Italia, dar și în alte țări unde nu s-a manifestat virusul. României foarte, se reproșează foarte lipsa testării sau o testare sub capacitate, sub nevoie. Domnule Prelipceanu, am văzut foarte multe discuții pe tema testării. Testele se fac în două situații. Atunci când pacienții se încadrează în definiția de caz, toți cei care solicită testarea și sunt într-unul dintre cazurile care sunt stabilite în definiția de caz, decizie care este luată de INSP din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății și care e conformă cu recomandările OMS, pentru asta se decontează toate testările, mai sunt persoanele care se testează la cerere, fie că vor să se deplaseze într-o altă țară și au nevoie de testul respectiv, fie vor să se testeze că vor să se testeze. Noi am crescut constant capacitatea de testare, astăzi suntem la o capacitate instalată, să-i spunem așa, de peste 50.000 de teste. De peste 50.000? Da. Maximum, da. Maximorum au fost 37.000 și ceva. Deci noi avem o capacitate. De ce nu facem 50.000? Pentru că nu sunt solicitări pentru 50.000. Dar dacă e nevoie. Ar exista solicitări, e adevărat că mai ai și niște limite. Ai, de exemplu, limite de recoltare. Recoltarea exudatului nazofaringean care este necesar pentru realizarea testului se face fie de direcțiile de sănătate publică, fie de salvări, de serviciile de ambulanță, fie de zona SMURD. Și există și aici o limitare. Dar și aici noi permanent am acționat. Am dat exemplu la ambulanța București, unde am apelat la medici școlari, 40 de medici școlari care au venit la ambulanță și care s-au înscris în această activitate de recoltare, astfel încât să creștem capacitatea de recoltare, să mărim numărul de teste. Epidemiologii cu care am vorbit spun așa, această metodă era valabilă pentru ce se întâmpla asta primăvară. La felul în care circulă boala acum, trebuie să știm, să prevenim, să știm unde sunt bolnavii. Și atunci trebuie testat mai mult decât după definiția de caz. Această decizie trebuie să o ia specialiștii, epidemiologi, cei care sunt îndrituiți să ia această decizie, cei care sunt la Institutul Național de Sănătate Publică și, în general, trebuie să țină cont. Bun, acum noi am prevăzut. Nu vă e ciudă că avem 50.000 de teste pe zi posibilitate și noi facem doar 37.000? Domnule Prelipceanu, astea sunt regulile. Noi respectăm regulile și, în general, sistemul de sănătate, centrele de testare, direcțiile de sănătate publică respectă aceste reguli. Criticii dumneavoastră spun că nu testați la 50.000 pentru că în felul ăsta s-ar umple toate spitalele și că de fapt nu putem gestiona atâția bolnavi. Domnul Prelipcea. Nu testați pentru că nu vreți să-i descoperiți. Și ce fac? Stau bolnavi acasă? Păi dacă un om are simptome, deja sunt cunoscute simptomele de toată lumea, sună imediat la 112. Toate apelurile la 112 sunt înregistrate, sunt monitorizate, ele au un sistem de dispeceri, ele sunt înregistrate, sunt transmise către DSP-uri și către serviciile de ambulanță, sunt urmărite toate apelurile, modalitatea în care se reacționează la apelurile respective. Asta este o bazaconie. Testăm cât
este necesar să testăm în conformitate cu regulile care sunt aplicate astăzi. Uitați-vă că ar putea, de exemplu, dacă cineva ar putea să se ducă să-și facă testul pe bani. Niciodată nu a existat o cerere de testare, să spun, contra cost mai mare de 12-13 mii pe zi. Iar testările pentru definiția de caz se fac în cadrul unor parametri care sunt stabiliți. E destul de scump. E în jur de 400 de lei. Ascultați-mă, am stabilit și astăzi avem un act normativ în dezbatere și va fi adoptat, o ordonanță de urgență pentru refacerea unor stocuri strategice. Acolo am decis să achiziționăm 3 milioane de teste antigen, cele care dau rezultatul, dar atenție, și aceste teste, sigur, și acum se pot cumpăra din farmacie. 40 de lei. Dar și aceste teste, unu, ele nu pot să stabilească diagnosticul. În caz că ești pozitiv, trebuie să dublezi testul cu un test real-time PCR. Sigur că te ajută în anumite situații, în triaj, în unitățile de primiri urgență. Te pot ajuta să-ți faci o imagine, să spun, într-un cămin de vârstnici sau într-un cămin pentru persoane cu dizabilități sau pot ajuta pentru testarea gratuită a cadrelor medicale care lucrează în spitalele COVID sau într-o firmă. Sau în secții. Sau în anumite zone se pot face aceste teste. Pe de altă parte, relevanța acestui test este doar pentru simptomatici. Să întrebați orice medic și o să vă spună că ele sunt relevante atunci când apar simptome. Când confirmă niște simptome. Când sigur. Confirmă niște simptome, pentru că și testele astea nu poți să le folosești. Deci poți să faci 20 de milioane de teste din astea, la care se spune, ție 100 de mii de pozitiv, dar n-ai nicio garanție, că nu peste 24 de ore, peste 8 ore dintre cei care ți-au ieșit negativ, nu se pozitivează. Ca să avem concluzia clară, deci nu intenționați noi în creștem în continuare să testați și altfel decât după definiția de caz. Evident că dacă se va considera necesară includerea și altor categorii în cadrul testării, o vom face, testarea respectivă, nu e niciun fel de problemă. Bun, domnule prim-ministru, vă propun. Și mai mult decât atât, noi în continuare, asta am făcut, noi am plecat de la 4-500 de teste la începutul pandemiei. Că dăm informațiile astea în fiecare zi la televizor. Ascultați-mă, nu poți să pui în funcțiune un centru de testare peste noapte, asta este... Iarăși, când aud afirmații de-astea în spațiu public, pur și simplu mă iau cu mâinile de cap. Nu poți să pui în funcțiune un astfel de... Trebuie să ai o incintă cu BIOS care să-ți asigure biosecuritate. Trebuie să ai personal pregătit care să aibă capacitatea de a interpreta testele respective. Trebuie să ai pus în funcțiune un întreg mecanism pentru a pune în funcțiune astfel de centre. Toți telespectatorii noștri sunt cu sufletul la gură că vor să știe ce înseamnă restricție de circulație. Domnule prim-ministru, ne explicați 30 de secunde de pauză și ne întoarcem. Spre tot să fii cu minte, da? Ești răcit și stai acasă? Foarte bine! Cu Faringo Hot Drink acționezi rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și poți să te bucuri apoi de tot ce-ți place ție. Faringo Hot Drink. Ce să fac dacă mă simt mai bine? Când răceala nu te întrece, te distrezi de nota 10. Tu ce faci de răceala asta? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ministrul României, Ludovic Orban, domnule prim-ministru, circulație restricționată noapte. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe timpul nopții va fi permisă deplasarea doar pentru activități absolut necesare. Deplasarea la muncă, deplasarea din motive medicale, deci practic numai acele deplasări care sunt necesare. Vor la cumpărat alimente nu se mai poate, că magazinele trebuie să se închide la 21. Magazinele vor fi închise, da. Deci nu pot spune că deci s-a constatat că foarte multe cazuri apar în petreceri private, care fie se organizează în spații private, fie se organizează în diferite locații. Există inclusiv în centru istoric, așa zise, terase, unde se organizează petreceri. Alte terase pe Herăstrău, unde așa zise terase, că și aici trebuie lămurită și în hotărârea asta de guvern o să lămurim ce înseamnă terasă. Terasă în sensul legii fumatului, că acolo este descris ce înseamnă spațiu deschis și ce înseamnă spațiu închis.
Se fac petreceri, inclusiv întâlniri noaptea. Eu când m-am dus acasă, am văzut, de exemplu, pe două străzi secundare, grupuri de câte 15-20 de adolescenți care stăteau fără mască noaptea și, mă rog, discutau între ei, se distrau, povesteau. Ce nu înțeleg foarte mulți tineri, că asta e o chestiune de responsabilitate. Un tânăr este mai puțin în pericol dacă se infectează. În schimb, duce boala acasă. Pentru că părinții, normal, că nu se protejează față de copil. Duce boala acasă, la părinți, la bunici și poate să le afecteze sănătatea celor pe care îi iubește. Care sunt orele de noapte? Înțelegem că intervalul începe la 21 și se termină la... Nu. 22 sau 23 până la 5 sau 6 dimineața. Iar magazinele vor fi închise... La ora după 21. 21. Da, la ora 21 vor fi. Dar carantina începe la 22, spuneți. Probabil 22, 23, suntem în evaluare până la ora 5 sau 6 dimineața. Până la 5 sau 6 dimineața. Da. Dacă merg la serviciu sau dacă merg la farmacie sau la doctor, că ne-ați spus la că doctor, astea sunt deplasările. Că, de exemplu, nu o să închidem toate magazinele, farmaciile le lași deschise, că sunt benzinările, trebuie lăsate deschise, sunt... activități esențiale, adică furnizează trebuie produse să am o hârtie, de care mă oprește nevoie. Poliția? Vom reveni la sistemul ăsta, pentru că altfel dacă umbli noaptea, va fi o declarație probabil pe proprie răspundere. Da, iar că mă deplasez cu un scop dintre cele care sunt într-adevăr scopurile pentru care se permite deplasarea. Ne întoarcem la platforma STS cu declarațiile, ca să luăm formularul, să scriem acolo, să cum s-a întâmplat în primăvară? Aici puțin ne-a mai îmbunătățit, e posibil să se accepte pe format online, adică să poți să scrii declarația. Sară telefonul. Sară telefonul. Încercăm să vedem cum o reglementăm, astfel încât să nu fie neapărat pe hârtie. Amen. Deci știți cum e, când omul, când semnează declarația pe proprie răspundere, se gândește de 3 ori, sigur, amenziile care sunt pentru nerespectarea regulilor. Adică nu ești în scopul declarat sau nu ești în scopul de pe listă și nu ai data și semnătura dacă și așa ești, mai departe? Dacă ești oprit de un echipaj de poliție și nu te încadrezi în situațiile pentru care este permisă deplasarea pe timpul nopții, ești amendat. În toată țara? În toată restricția țara. Pe timp de noapte? În toată țara. Exista la începutul zilei ăsteia și informația acum că ar fi posibilă o carantinare totală a localităților care au incidență peste 6 la mie. Asta n-a existat. S-au carantinat într-adevăr localități. Propunere. Nu, dar nu s-a discutat. Nici nu a existat în dezbatere. Au fost discuții să există o anumită limită de la care se impune în mod obligatoriu carantina. Dar până la urmă s-a lăsat la propunerea direcțiilor de sănătate publică cu aprobarea comitetelor județene pentru situații de urgență și evident se emite ordinul comandantului acțiunii, domnul secretar de stat Raed Arafat. Asta e procedura pe carantinare. Sunt carantinate în momentul de față, cred că în jur de 20 de localități. Deci carantina de noapte va fi valabilă pe tot teritoriul? Carantina, da, e un fel de carantină. Sunt restricții de circulație pe timpul nopții. Pe timpul nopții. Timp de 30 această, de zile. Această măsură nu am luat-o numai noi. Este o măsură care deja este aplicată. Într-o apariție anterioară am și explicat că urmărim ce măsuri au fost adoptate în alte țări, să vedem... ce măsuri au dat oarecare eficiență. Și această măsură a fost introdusă în Franța, de exemplu, în Spania, din câte știu eu, și se pare că a dat oarecare rezultat. Pentru că, încă o dată, pe timpul nopții, nu numai adolescenții sau și alții, pe timpul nopții se organizează petreceri unde nu se respectă măsurile de protecție, oamenii se distrează, dansează, și există un risc crescut de transmiterea virusului. Acum, ce trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri? A crescut, să zic, ferocitatea în transmiterea virusului, virulența în transmiterea virusului. Rezistă mai mult, pe suprafețe se transmite cu... Adică riscul de infectare este crescut. Ori trebuie să ținem cont și de acest aspect.
în măsurile pe care le luăm. Pe mine mă doare inima, vă spun sincer, pe mine mă doare inima. Eu sunt un liberal. Pentru mine libertatea, drepturile și libertățile fundamentale sunt chestiuni la care țin. Pe de altă parte, când stai și pui în balanță sănătatea și viața omului, cu niște restricții care nu afectează, să spun, economia în ansamblu său, ci afectează numai câteva segmente de activitate, care nu, cum să spun, nu afectează semnificativ locurile de muncă, normal că alegi sănătatea și viața oamenilor. Ce înseamnă că petrecerile... Acest echilibru este un echilibru extrem de fragil și de greu de găsit. Cert este că, uitându-ne la evoluția infecțiilor, repet, chiar dacă România nu este printre țările cu cel mai ridicat nivel de infecție, pe locul 17. Uitându-ne la ritmul din ultima săptămână, trebuie să luăm aceste măsuri. Suntem efectiv obligați să luăm aceste măsuri, pentru că altfel riscăm să crească foarte mult numărul infectărilor și orice persoană care este infectată este de fapt o persoană care este supusă unui risc. Pentru că altfel riscăm ca în luna decembrie să avem 30.000 de cazuri pe zi. Nu mă întorc la... Nu, da, nu și vreau un total numai de 480.000 de cazuri active, de exemplu. Da. Sunt estimări pesimiste, estimări optimiste. Este cert că la cum evoluează, să spun, răspândirea virusului, era absolut necesară luarea acestor măsuri. Bun, petreceri interzise, ele nu sunt permise nici acum. HG-ul va face vreo referire expresă la petreceri? Au fost menționate în mod expres de președinte pentru că au constituit în analizele făcute de INSP o sursă de infectare. Și atunci faceți ceva ca să opriți chiar... Căutăm o soluție de a... Deși e complicat, pentru că eu nu pot să împiedic, de exemplu, un om la casa lui să-și invite niște prieteni de ziua lui. N-ai. În țările nordice, de exemplu, există legislație care permite o astfel de intervenție. La noi e o intervenție inacceptabilă. Dacă știi, dacă nu știi. E o intervenție inacceptabilă. Menționarea e o menționare care să evidențieze foarte clar că acest tip de activități sunt interzise. Foarte importantă precizarea referitoare la telemuncă. Munca de acasă va fi favorizată. Asta ce înseamnă? Se vor face controle, de exemplu, Ministerul Muncii va controla dacă o firmă poate să-și trimită angajații acasă și nu o face. Sigur, asta se va face într-o primă fază, se va face într-un dialog în care se identifice toate locurile de muncă unde se poate desfășura activitatea în telemuncă sau cu muncă la domiciliu, că e o diferență. În telemuncă poți să fii oriunde și să lucrezi de pe computer. La muncă la domiciliu înseamnă că poți să lucrezi acasă. Da, se va face acest lucru împreună cu inspectoratele teritoriale de muncă. Dar e la latitudinea firmei. Obiectivul, sigur că e la latitudinea firmei. Aici o să facem o modificare printr-o ordonanță de urgență, astfel încât să instituim această obligativitate și pârghile de control al acestei activități. Sigur, în ultima instanță, dacă o companie practic spune că nu poate să organizeze în telemuncă sau prin muncă la domiciliu anumite tipuri de activități, e foarte complicat să determin compania respectivă să organizeze. Dar aici trebuie să ofer și stimulente în acest sens, cum a fost stimulentul care l-am acordat pentru telemuncă, pentru achiziționarea computerelor, tabletelor, astfel încât să fie un stimulent pentru a organiza activitatea în telemuncă. Ne gândim, evident. Sigur că aici proiectul de act normativ e în curs de elaborare. Școală online în toată țara, grădinițele? Și grădinițele. Din discuția care am avut-o, practic nu vor fi afectate cele care nu au fost afectate nici înainte, creșele și after-school-urile. Da. Pentru că acestea nu sunt considerate sau în virtutea legii. Da, acum, sigur, grădiniță online nu. E. Nu se poate face nici clasa întâi online, că n-ai cum să-l înveți pe copil să scrie în fața calculatorului. Este o măsură temporară. Este o măsură temporară care este luată într-un moment dificil, într-un moment cu riscuri majore și care ține cont de nevoia de a apăra sănătatea copiilor.
E adevărat că clasele 1-4 e un pic mai complicat, dar... Foarte complicat. Dar asta și cu prezența părintelui, că avem ordonanța care permite unui părinte să stea acasă cu 75% din venit pe perioada organizării învățământului online și cu, probabil, când se va reveni în clase, se vor face, să spun, niște recapitulative, se va putea compensa, să spun, această lipsă care există în predare. Ce le spuneți celor care observă? Pe de altă parte, observă... vă mai spun un lucru. Aici să fie iertat, domnul Prelipceanu. Mi se dă exemplu că în alte țări școala oamenii este... sunt nedumeriți. De ce școala în Franța, este deschisă în alte țări. În Franța au fost 54.000 de cazuri. Și merg la școală în continuare copiii. Au fost 54.000 de cazuri. Este opțiunea autorităților din Franța. În ceea ce ne privește pe noi, considerăm că sănătatea copiilor și implicit și a părinților și a bunicilor și a cadrelor didactice în momentul de față trebuie pusă pe primul plan. Deci credeți că în Franța sunt multe cazuri și din cauza copiilor? Este clar că tinerii, cei mai mulți dintre ei atunci când se infectează, sunt asimptomatici. Și transportă virusul, ca să zic așa, și îl... Soluția franțuzească a fost să-i trimită la școală pe copiii mici și să-i țină acasă pe copiii mari. Liceenii fac de acasă. Da. Noi am optat pentru această soluție, care, repet, este o soluție temporară, pentru un moment în care tendința de creștere a numărului de cazuri ne îngrijorează și aici vreau un pic să revin că nu e vorba numai de numărul de cazuri. Că din cei care contractează virusul, 90% poate au simptome foarte ușoare. De altă parte, sunt cazuri grave, sunt decese, vedem că se înregistrează un număr destul de mare de decese. Și avem spitale cu o limită care... Plus că există o limită de tratare. Noi nu putem să nu ținem cont de limita de tratare pe care o avem. Aici, noi am crescut când constant. Se umplu spitalele? Când? Noi am crescut constant. Nimeni n-ar fi crezut că avem capacitatea să avem 1000 de pacienți în secțiile ATI. 1000 de pacienți numai COVID. Repet, numai COVID. Nu e vorba de toate celelalte afecțiuni. Și asta fără să, cum să spun, să afectăm... semnificativ activitatea în secțiile de terapie intensivă pentru alte boli, pentru alte cazuri. Și noi creștem în continuare capacitatea de tratare în secțiile de terapie intensivă. În schimb, aici avem limite care sunt date mai puțin de, să spun, numărul de paturi, numărul de ventilatoare. Sunt date și de limitele resursei umane, pentru că nu avem medici. Resurse umane. Nu numai medici, medici... Tot personalul. Asistente medicale, infirmiere, personal. Întrebam pentru și mai că, devreme. Există pentru exemple? Că și aici, și aici, hai să spun, poți să crești un pic norma, poți să... Da, ei rezidenți, ajungi la o limită. Am luat rezidenți. Și acum, de exemplu, am emis o ordonanță de urgență în care angajăm la Gerota toți cei în 6 discipline care au... La finalul rezidențiatului au luat examenul în 6 discipline, urgentiști, anesteziști, pentru terapie intensivă, infecționiști, epidemiologi, medici de medicină internă, îi angajăm și îi angajăm folosindu-i așa ca o forță expediționară, ca să putem să asigurăm personalul acolo unde crește numărul de pacienți și unde este depășită capacitatea de tratare din punctul de vedere al resursei umane care asigură tratarea pacienților. Asta a fost gândirea pe angajarea acestor medici care au luat examenul la finalul rezidențiatului, iar ulterior, că a trebuit să existe și un stimulant pentru ei, ulterior, după ce se termină problema cu pandemia, ei se vor putea duce la spitalul la care doresc, fără să mai dea concurs. Sună telefonul nebunitor. Vă rog să răspundeți, că luăm publicitate. Vă rog să răspundeți, da. Cred că e important, luăm publicitate. Sunt foarte mulți oameni care probabil vor să comunice cu mine. Și ne întoarcem. Ședința de guvern, înțeleg că continuă mai departe. După ce finalizez emisiunea, mă întorc la ședința de guvern. Bun, dar noi mai avem câteva lucruri de lămurit. După publicitate, rămâneți cu noi.
cu prim-ministrul României, Ludovic Orban. Domnule prim-ministru, o telespectatoare vrea să știe despre ce piețe este vorba. Piețe și oboare sau târguri de Crăciun, târguri de... În general, târguri. Piețe, în special piețele închise, că acolo e piețe agroalimentare închise. Deci piața obor se închide. Dacă e piață închisă... Are, Dita mai Hala, sigur. Hala închisă, se va închide. Pentru că acolo chiar, la Bucur-Obor, au fost în controle de enori. De fiecare dată, nu cred că 20% dintre cei de acolo respectau regulile. Portul măștii, distanța la statul la coadă. Pur și simplu, nu se respectă. Acolo parcă e o zonă zostră în care... Și chiar sunt mod evidențiate în analizele epidemiologilor o rată destul de mare de răspândire în piețe. Pentru că acolo e și banul, contactul cu banul, că îți dai banul, îți dă restul, nu poți să cumperi cu card. Trebuie să dai banul cash. Și rămân deschise piețele în aer liber. Posibil să rămână, asta e analiza, cel mai probabil o să rămână piețele în aer liber. Acum, domnule prim-ministru. Dar și acolo cu măsuri foarte stricte, că în momentul în care îți rămân mai puține piețe, poți să le controlezi mai ușor. Ajutați-ne să înțelegem, dar analizăm pachetul ăsta de măsuri este valabil pentru 30 de zile, de luni încolo. Recomandarea epidemiologilor este aceea ca un set de măsuri să fie aplicabil o perioadă de cel puțin două cicluri de 14 zile, adică 28-30 de zile. Ele vor fi 30 de zile aplicate. Da, epidemiologii. Dar urmărim eficacitatea lor, măsura în care reușesc să oprească numărul de infectări și sper să nu mai fie necesare alte măsuri. Dar asta va depinde în mare măsură și de măsura în care oamenii înțeleg și se conformează. Acum pot să vă spun și lucruri bune. Se vede pe stradă cu ochiul liber. Mă uit în tramvaie, mă uit la metrou, mă uit oamenii omăști. În spații deschise, oamenii respectă. Adică 97%, ceva de genul ăsta. Deci există un respect față de măsuri și cred că asta este până la urmă soluția. Oamenii să se protejeze. Epidemiologii. Pentru că 100% să eviți interacțiunile. În familie nu poți să împiedici pe cei din familie. Chiar dacă e ziua cuiva, normal, își cheamă rudele la petrecere. Foarte complicat să elimini aceste interacțiuni care există. Iar și în aceste interacțiuni, dacă ai o persoană care e bolnavă, poate să transmite. Inclusiv eu am în familie un astfel de caz, ne-am întâlnit, dar ne-am întâlnit înainte de a se pozitiva, după care s-a pozitivat. Și aici trebuie grijă, trebuie foarte mare atenție, trebuie renunțat la felul nostru afectuos, apropiat, că așa suntem noi latini, suntem mai calzi, mai prietenoși. Trebuie să renunțăm la felul ăsta de a avea contact apropiat, plus regulile de igienă, care și astea sunt foarte importante. Epidemiologii spun așa, la felul în care se răspândește acum boala, la numărul de cazuri pe care le avem, nu ne putem aștepta la niciun fel de rezultat bun în mai puțin de 3-4 săptămâni. În următoarele două săptămâni, dacă intră în vigoare restricțiile astea, cifrele vor continua să crească. Asta spun. Două săptămâni, sigur, cifrele cresc. Și atunci vă întreb, deci, care e scenariul cu care lucrați? Spus, la ce vă așteptați? Sunt perfecționarea activității direcțiilor de sănătate publică și aici a fost într-o evoluție și Corona Formă, aplicația unitară pe care se lucrează, a fost într-o continuă evoluție. Mai mult decât atât, noi am crescut constant capacitatea direcțiilor de sănătate publică. La București, ați văzut, am apelat la rezidenți care participă în activitatea direcțiilor de sănătate publică. Am apelat și vreau să-i felicit și trebuie aplaudați studenții care au venit voluntar de la medicină în prima fază și acum vin și din alte facultăți și participă efectiv la call center, fac anchete epidemiologice. Apropo de capacitatea noastră nefolosită de testare, de ce nu se fac testări în județele astea care fac și ele 8-9 teste pe zi? Și aici, ascultați-mă, domnul Prelipcean, și aici e... Nu este obligatoriu ca un test să fie făcut în județul respectiv. Călărașul, că vorbim de Călărașul, Direcția de Sănătate Publică trimite probele prelevate la 5 sau 6 centre din București.
Nu este adevărat că nu se fac teste. Pentru că acolo avem evidența cu solicitările de testare, conform definiției de caz, care fie vin pe 112, fie vin pe call center-ul de la Direcția de Sănătate Publică. Ei sunt înregistrați la domiciliu. Păi nu, asta vă spun. Ei se testează, nu se testează că nu vrea spitalul județean. Zice că n-are specialiști ca să poată să asigure funcționalitatea. A, și atunci DSP-ul local nu anunță acele teste? DSP-ul local nu-i lasă pe solicitanții de diagnosticare fără diagnosticare. Ei au făcut contract cu centre din București. Deci până la urmă se fac sau nu se fac? Sigur că se fac. Cum să nu se fac? Normal. Și de ce raportează 8? Păi alea sunt alea care, testele care au fost făcute în județ. Dar cetățeni din județul respectiv care apelează să fie testați, sunt testați la alte centre. Păi asta este o problemă a DSP-ului, pentru că dacă DSP-ul nu știe că s-au testat unii din județul său, nu știe să-i urmărească pe aia pozitiv. Nu poate să nu știe lucrul ăsta, pentru că DSP-ul trimite testele, le trimite la centrele respective. A rămas în aer chestiunea cu 6.000 incidență și atunci măsuri drastice locale. Există în HG-ul despre care vorbim o referire la această incidență? Nu există, dar deja măsurile sunt practic singurul care mai poți să îl introduci pe lângă interdicția de circulație în afara localității, adică intrarea și ieșirea din localitate, restricții pe timpul zilei în interiorul localității. Și acum, ne-ați spus că în astea 28 de zile ar putea exista carantinări. Carantinări există. Decizii de carantinare există. Da, în județul Sălaj sunt trei orașe. Da, e Jibou, Zalău și Cehu Silvani. Da, bun. Și Cehu Silvani. Domnule prim-ministru, ne-ați vorbit despre posibilitatea ca în astea 4 săptămâni să mai vorbim un pic de paturile de la terapie intensivă. Deci, practic, ai pacienții care sunt asimptomatici sau puțin simptomatici, care nu dezvoltă forme grave de bale. Ei, în general, sunt urmăriți acum, în urma ordonanței de urgență de medici de familie, cei care stau în izolare și monitorizează evoluția stării de sănătate și, dacă e necesar, sunt trimiși la spital. Sunt cei care sunt internați în spital, forme intermediare, sunt cei din terapie intensivă, criticii, sunt cei din terapie intensivă sau intermediari, să spun, care nu sunt încă de terapie intensivă, dar au nevoie de oxigenare, de suport pentru respirație. Aici este riscul cel mai mare și până la urmă, hai să fim cinstiți că dacă depășim un anumit număr de cazuri, statistic, din numărul de cazuri care sunt active, e un număr, 1%, care necesită tratarea în secțiile ATI. Noi nu avem voie să ajungem la acel număr în care să nu mai putem trata persoanele în secțiile ATI. Oricâte eforturi facem, la un moment dat se va ajunge la o limită dată de resursa umană. Noi acum în București pregătim mărirea numărului de paturi în continuare și nu numai în București. La Cluj, deja încă 14 paturi au fost puse la dispoziție după cele paturile care au fost puse la dispoziție de spitalul militar. De exemplu, spitalele militare, că mulți s-au întrebat de medicii militari de spitalele militare, sunt implicați. Ei asigură Roldoiul, care acum a trecut pe containere de la spitalul Ana Slan. Sunt deja spitale militare la Sibiu, la Cluj, la Iași, care deja sunt spitale COVID și sprijină și tratează pacienții COVID. Deci, la un moment dat, oricât am încercat, acum, inclusiv, avem un spital privat cu care am discutat și care este pregătit să deschidă spitalul pentru COVID cu 30 de paturi de terapie intensivă. Dar și acolo, de exemplu, ne-au cerut resursa umană suplimentară. Că nu au capacitatea de a asigura tot personalul pentru 30 de paturi. Asta înseamnă că respectivul spital nu va mai trata alte cazuri. Da, e un spital privat care va fi dedicat COVID și cu care, în care vor fi 30 de paturi de terapie intensivă. Sunt absolut necesare, pentru că la Victor Babeș încercăm să mărim capacitatea. Un minut mai încercăm, domnule prim-ministru. Aveți două cazuri în cabinet. Cât de serioasă e situația? Aveți două cazuri de COVID în cabinet? Sunt cu simptome ușoare. Amândoi miniștri, Virgil Popescu și Lucian Bode. Ei au, imediat ce au fost diagnosticați pozitiv, Virgil Popescu trebuia să participe la vizita oficială pe care am avut-o în Israel. Și el s-a testat înainte de plecarea în Israel. Și așa a aflat că e pozitiv. Culmea e că el făcuse o testare cu 2 zile înainte. Asta apropo de testare. Care fusese negativ. Care fusese negativ.
peste două zile s-a pozitivat. Asta înseamnă că probabil a contractat înainte de testarea negativă. Asta înseamnă că muncesc de acasă, ce fac? Ei sunt în izolare la domiciliu și muncesc de acasă și exercită atribuțiile, ca să zicem, de la domiciliu. Sunt în pericol ceilalți membri ai cabinetului? Sunt contact direct? Toți membrii cabinetului, fără să fi fost în ancheta epidemiologică considerat persoane de contact, s-au testat și sunt negativi. Vă mulțumesc mult, domnule prim-ministru. Ce mă privește pe mine, m-am testat și când am plecat în Israel. Și că m-am întors. De-aia sunteți în seara asta aici cu noi. Da. Mulțumesc. Ludovic Orban, prim-ministrul României, vă mulțumesc. Aș mai transmite un mesaj către... E nevoie de mai multă înțelegere, e nevoie de mai multă solidaritate, e nevoie de, cum să spun, de o înțelegere a situației, din punct de vedere uman. Sigur că poate unii dintre noi sunt afectați de anumite măsuri de restricții. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă binele comun, binele colectiv și faptul că există acest risc. Cu cât se îmbolnăvesc mai mulți oameni, cu atât există riscul ca oameni dintre noi, prieteni de-ai noștri, rude de-ale noastre, să fie în pericol de a-și pierde viață. Mulțumesc mult, Alex Rotaru. Imediat rămâneți cu noi.